Hai, noroc, mă, băieți, bine v-am găsit de aici de la Amazone. L-am pus un pic pe patron să bată pentru că, na, asta cam degeaba în bazar să mai miște și el piciorul, să n-amorțească. Azi avem un super videoclip, cel puțin din perspectiva mea. Am scos foarte, 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 foarte mult profit în zilele astea. Așa că un mic spoiler, am scos cel mai mare profit al meu de pe sticlă de când mă joc. Chiar a fost bine, a ieșit un pic mai lungut videoclipul, dar e cât se poate de explicit și mie chiar îmi place cum a ieșit, adică v-am și arătat cu cât le-am luat, cu cât le-am pus pe shop, cu cât le-am vândut. Chiar de ce trebuie, dar na, aștept feedback din partea voastră, dacă vi se pare prea lung, îl facem în două părți, dacă mai avem un episod de genul pe viitor. Ce vreau să vă mai zic, am primit și eu link pe platforma Hero, adică e un fel de colaborare cu cei de la Metin2, mi-au dat un link, eu vi-l pun în descriere dacă voi vă faceți conturi pe linkul respectiv, mă ajutați pe mine. Și eu zic că decât să vă faceți conturi în gol, mai bine vă susțineți content creatorul preferat. Majoritatea au, și marea majoritate au genul ăsta de linkuri și na, nu e nimic wow, dar e un plus acolo, știi, e un suport. Da, astea fiind zise, vă las mai departe cu videoclipul și vă urez o vizionare cât mai plăcută. Hai că am găsit să dau și o trăvita. Am luat-o în 30 de oni, o dăm la băiat pe 44 de oni și un scut de 61. Ar veni undeva pe la 17-18 oni profit. Da, cam 3 oni. Cam 3 oni ar fi asta. E ok. În 17 oni profit e ok. A, nu mai mult. Uite, de 45, dar nu 44. E ok. Bun, foarte bine. Foarte bine cu otrăvita. Un 18 oni măcar profit e acolo. Dăm inimioare, îi mulțumim frumos. Bă, băieți, hai să facem o scurtă recapitulare să vă arăt ce am luat azi. Multe probabil deja le-ați văzut, dar așa să vă arăt și cu cât le-am pus în shop. Deci am luat 4 brățări de argint plus 9, le-am luat la 5 oni. Ar trebui să iasă un on și ceva la ele, una s-a dat la 1,90. Vedem pe restul cu cât le dăm. Am luat perechile astea 3 de cercei de lacrimă, le-am luat 3,1 parcă și un pic, 3,1,20 pe acolo, ar trebui și la asta să iasă profit aproape 2 ani. Am luat cercei ăștia de banoși la 14,5. La cum stă piața în momentul de față, cam ăsta le-ar fi prețul, deși mă îndoiesc că o să se dea, dar e posibil și aici. Măcar un 4,5 tot scoatem pe ei, un 18,5 s-ar da. Cu ei fost, nu știu că n-am mai văzut. Conform sticlei ar trebui să se dea minim în 30. Am dat 23 pe el de 7 ani și de aici. Am mai luat tigru ăsta la 4 ani, deci ar trebui 3 ani și de aici, ar trebui să se dea lejer, poate chiar ar trebui să-l pun un pic mai mult, care și puterea aia. Am mai luat dragonul ăsta, care ar trebui să se dea în 2 ani, mortal asta în 4 ani jumate și ăsta în 2 ani jumate, deci la 6 ani le-am luat pe toate, deci ar trebui să iasă și de aici un 3 ani. Ce am mai luat? Am mai luat armura asta la 1 ani, 1 ani jumate ar trebui să se dea. Am mai luat armurile astea două, 30 atac în KPV amândouă și freza asta le-am luat la 4 ani, ar trebui freza asta să se dea într-un on dacă nu se dă așa și astea doar trebuie să se dea în 2 ani jumate, deci să zicem că ar veni un profit de 2 ani aici, poate 1 ani jumate, mă rog, să fie acolo. Nu știu, ar trebui să ne ducem undeva în 20 de ani. Un pic peste 20 de ani, mă gândesc din asta să calculez, vedem pe parcurs cât iese. Toate astea au fost făcute pe parcursul unei seri de bijniță. De data asta n-am mai fost așa inspirat la bijniță, am luat niște iteme care o să producă, dar o să producă destul de greu, adică papucii ăștia de foc, am luat în 65 de ani, nu cred că am dat extraordinar de bine, adică un 55 cred că era prețul corect, pentru că se dau destul de greu. La cum arată sticla ar trebui să se dea în 85, că următorii sunt în 100. Știi, dar vedem ce și cum cu ei. Bă, nu vă mai zic, că de când țineam și eu un bambus, deci țineam de un bambus, cred că de 3-4 zile ăla. L-am luat la 8 ani cu 20% gheață. Mie mi se părea mult, că na,
nu prea ce face cu el, ziceam să-l fac de de 3 să pun foc pe el. Dar, na, ținând cont că o să dau level 25, o să găsesc săbii de argint mai bune. Deja am săbii de argint mai bune, de fapt, pentru acolo. Și, na, am zis să-l iau, fac și un video, vedem, testăm damage-ul și așa mai departe. Care, mă, că l-am pus în shop la 15 oni și s-a dat bambus, mă. Deci, știu, nu vine să cred. Mi s-a dat bambusul la 15 oni. L-am pus și eu acolo la mișto, am zis, bă, rămâne și el acolo, că nu e niciun nebun care să-l ia. L-au luat. Asta este. Bă, din seria bișniță de pe sticlă, am găsit coi, fost la 20 de oni. Asta să vă și arăt, 20 de oni au fost de duș. Pare decent, 15 foc. Daunele cresc la puncte mai mici de rank. Bă, băieți, cred că am dat un pic de lovitură cu coiful ăsta, adică primul pe piață cu daune și cu 15 foc ar fi 70 de oni. Mă, îndoiesc că ar fi chiar atât de mult, dar cred că la un 55-60 eu cred că s-ar da, știi? Îl încerc în noaptea asta 67 pentru că oricum are nevoie un amic, vrea să-și facă ninja de melee și vedem ce negociez cu el. Ce e cert e că s-ar putea să fie profit foarte mare, am avut mare bulan. Efectiv mă uitam pe piață să văd cât să mai pun coiful ăsta să se dea, ăsta de l-am luat în 23 de oni. Și văd nebunia asta de coif primul pe piață în 20 de oni. Chiar m-am și mirat. Mă uitam la el, bă, vreau să-l iau și că e full bonus eu. Deci nici nu văzusem bonusurile în primul fază, am dat repede să-l cumpăr și când mă uit în inventar văd că care are bonusurile astea. Bă, s-a luat și șarfa asta în 4 oni. Stai să vă arăt. Unde, uite aici 4 oni. Și am mai luat și arma asta în 10 milioane. Îi băgăm bonus și o dăm poate chiar în 6.5. Vedem imediat cât sunt pe viață. Deci, bam, șarfa aici, cât de atac? 5.475, e ok. Unu mob, unu monștri, unu medie. Forță. Bă, pe piață, prima ar fi asta. Sau stai asta la 8 oni. Dar mă îndoiesc că e atât de mult. Deci, o pun la un 7 jumate. 3 oni jumate profit. Dacă vă arăt tranzacțiile reușite, trebuie să vi le arăt și pastea nereușite. Știți că am luat papuci ăștia de foc cu 65 de oni, i-am dat cu 70 în cam 2-3 zile. Cred că 3. Cred că asta ar fi cam a treia zi. Zic că e nereușită pentru toată tranzacția asta pentru că mă așteptam să fie mai mult. Știi? Am luat în calcul că se folosesc doar pe șamani. În principiu doar șamanii, că na, BMS sunt mai puțini. Dar mă gândeam că totuși valorează mai mult. Da? S-au pus deja pe piață la 85 de oni cu 50 atac, n-avea rost să... La 80 parcă, 85, n-avea rost să mai trag de ei. Totuși e bine că măcar am învățat ceva, mi-au trecut prin shop și eu așa zic mereu că cel mai bine înveți prețul un item când îți trece prin shop și îl vinzi. Ce să vă mai zic, am mai făcut câte ceva, nu știu, am mai luat scutul ăsta, l-am luat la 2 oni, am mai vândut unul în trecut cu 4 oni, am să-l încerc un pic la 5 oni, că se caută pentru farmării de map unul la semințe. Aștept pe coiful ăsta să vedem ce și cum. L-am luat în 22 ani, probabil l-ați văzut. Am vorbit deja cu un amic care vrea să-și facă un ninja de melee și mi-a spus că mi-ar da el un 58. Vedem ce și cum. Deci ar veni minim 38 de un profil ăsta. Ar fi cel mai mare profit al meu de până acum pe sticlă. Am mai luat ribul ăsta, l-am luat în 9 ani. Tot așa, mi se pare super ieftin. Ar trebui să se dea în 12-13 până la cum e piața. Și în rest, astea ce să vă mai arăt pe aici? Ăsta în 14 probabil l-ați văzut. Chestii minore, nimic wow. În mare parte, nimic să zici că la fiecare scoți cât un om, cât un 50 de milioane. Bine, la asta s-ar putea să scot un pic mai mult. La asta am dat cam 6-7 om pe el și ar trebui să se ducă în 8-9. Cam așa. Poate chiar 10. Vedem, îl încerc că n-am nimic de pierdut. Și sunt prețuri un pic mai mari, dar pe unele itemele mele încerc să văd ce și cum. Vedem cât o să scot din tot shop-ul ăsta. Încă o tranzacție, nu chiar atât de strălucită, dar o să iasă bănuțul ăsta. Ar trebui să se ducă în 4 jumate armura asta. Coiful ăsta și ăsta face un 3 jumate, 4. Hai să-l punem 3 jumate, să zicem 7 jumate deja. Colierul ăsta ar trebui să fie undeva la 3 oni și papucii ăștia undeva la 2 oni, deci încă 5 cu 7 ar veni 12 oni, am dat pe ele 9 oni.
Hai să vedem, uite aici. Am dat 9 ani, negoț reușit cu Muffin. Un 12 așa la prima strigare, dar cred că s-ar putea un pic tras de păr un pic mai mult. Nu doar 12, da, vă țin la curent. Bă, încă o transacție aici. Avem armura asta care e super frumușică. Uitați-vă un pic la ea. Chiar arată bine și brățara asta, care la fel pe sticlă ar trebui să fie minim 13 ani, deci armura asta are și bonus. Acum nu știu ce să zic, dacă fac bine, dacă nu, banii cred că mi-i scot înapoi, dar să vedem cât ar ieși profit. Cel mai rău caz, cred că banii mi-i scot înapoi dacă e să nu fie brățara asta măcar un 12 ani pe sticlă. Bă, urmărind un pic sticla, brățara asta ar trebui să fie undeva pe la 16 ani. Adică cea mai ține e 17, o pun la 16 dacă se dă, eu sunt super mulțumit. Ținând cont de cât am dat pe ea. Hai să scot armura asta, deși am încorcăm eu pusă de formă și asta nu știu încât să o pun, sincer. Aș pune un 10 ani, sincer. Chiar aș pune un 10 ani, are un ca jumate HP, 15 vânt, 30 atac. Hai să încerc... Nu știu, o încerc în 12. În 12 ani. Vedem ce și cum. O să scad pe parcurs. Oricum, na. Mă mai uit după pe sticlă și poate scad, poate mai pun să vedem ce și pe acolo. Bun, hai că s-au luat și abana și ăștia am luat la 14.5. Nu mai știu, nu mai rețin exact dacă am filmat, dar cred că am filmat. Stai să vă arăt. Info. Da, uite, s-au vândut cercei de abană și aveau 20 ori, 10 vampiri, erau buni. Erau chiar buni, erau buni și de pe strada, na, momentan am alte planuri. Bă, probabil ați văzut voi pe live că am luat rubinul ăsta, stai așa, că mă bate tastatura. La rubinul ăsta la 42 de ani, îl dăm la Danezu, îl dăm cu 42 de ani acum și mai rămâne să-mi dea el încă 6 ani. Pe viitor, deci s-a scos și la asta, profit... 6 ani. Bă, mai țineți voi minte coiful ăsta pe care l-am luat eu la 20 de ani mare bulan pe piață? Îl dau cu 58 de ani acum. Am zis că n-are rost să mai aștept, că se ia greuț. Pot să-l dau poate la un 65, dar bă, 58 de ani sunt bineveniți. 38 de ani profit. Deci e senzațional. Cred că cel mai mare profit al meu făcut pe un item de pe sticlă până acum. Bă, încă o combinație. Deci două robine mitice PVM, o să le iau la 88, se poate scoate un 98 pe ele, dar bine, eu le iau în primul rând pentru că sunt meciuri, azi e ziua cu meciul cu Barcelona, sunt meciuri, stau pe spate, nu o să mai am chef după 100% de bișniță, dacă am noroc poate se dau peste noapte și cu gândul ăsta să nu stea unii degeaba în inventar să producă. Deci hai să iau. O să pun, administrează, le încerc la 49, bun. Bă, nici nu am uitat, dar amândouă sunt PVM, că era să-mi iau mare țeac. Sunt la pauza meciului, am intrat să verific și deja s-a dat primul rubin. Mai avem unul 49 jumate, forță. Bun, deci chiar s-a dat bine peste noapte, azi e duminică, deci mi s-a mai dat și coiful ăla de luasem la 23 de ani, de ninja, plus 9, doar cu 10 foc, s-a dat în 37 un profit și pe ăla, și s-a mai dat o eșarfă care era aici, am pus eu acum niște iteme luate la bișniță, colierul ăsta, brățara asta, papucii ăștia și ce-am mai luat, nu știu, am mai luat ceva, pa, coiful ăsta. O să-mi iasă și pe astea 3-4 în profit. S-a vândut destul de bine. Mă rog, mi s-au mai luat niște chestii, văd niște armuri pe aici, dar nimic notabil. Astea oricum n-a fost un profit de la uriaș, maxim un 1-2 pe ele. Dar bine, din astea, dacă stai și le aduni, din astea se scoate profitul mare. Știi că se tot rulează astea mici. Foarte bine. Bă, și revin cu încă o afacere. Eu i-am zis la băiat că nu este extraordinar de bine, dar atâta pot să-i dau pe ele, pentru că mistrețul și el acum și tigru au un preț așa mai aiurea. Omul a zis că vrea că oricum se mută pe Emerald, totul bine și frumos, cred că
îi convine și lui că le dă repede, îmi convine și mie că o să iasă profit. Îi mulțumesc din suflet dacă se uită la videoclip. Așa că o scurtă recapitulare, n-am apucat să intru o zi, aveam 20 de ONI, deci într-o singură zi am vândut de 70 de ONI. Să vedem din ce mi-amintesc eu că era pe shop, deci era o eșarfă fix ca asta, luată din ultima combinație, era la 7 ONI jumate. Aveam niște pentagoane pe aici luate la 60 de milioane, bucata s-au dus într-un ON, un coif de șaman, unul de ninja, nu mai știu exact cât am scos profit pe ele. Aveam o armură frumoasă de lican, de level 34, un ca jumate și pe 15 vânt, 30 atac, 10 magie. Am luat-o la combinație cu brățara asta. Pe ambele am dat 12 jumate, am dat-o pe 13 pe on doar armura, deci am făcut 50 de milioane profit și să vedem cât îmi iese din asta. La cum arată piața, ar trebui să se ia așa, în 14 ONI jumate, deci mi-ar veni undeva la 15 ONI profit, super combinație, mai bine de 100%. Am vândut două rubine mitice pe VM, știți, unul luat după live, la care am scos 6 un profit, l-am luat în 42, l-am dat la danezul în 48, mi-a dat băiatul banii. Ce am mai avut? Am mai avut încă unul pe VM luat în 44, dat în 49 jumate, coifurile de 100 de ninja, unul luat în 23 cu 10 foc plus 9 și atât, vândut în 30, și altul cu 15 foc și daune luat în 20, vândut în 58. Am mai dat un scut tigru plus 9, 20 vampiri, 8 putere, luat în 4 ONI, vândut în 7. Am mai vândut armura asta, am dat-o în 4 ONI. Băiatul din păcate s-a lăsat, a zis că mi le vinde mie rapid că se mută pe alt server, am luat-o acum cu 2 ONI jumate. Și mă rog, am luat mai multe iteme și pe astea, cred că aș scoate un 3 ONI profit. Vedem. Și în principiu am avut mortale, nu știu, armuri de ninja, astea de 26-34, la care nu scoți extraordinar de mult, dar se simt, se adună. Un ONI jumate de aici, un ONI jumate de aici, un ONI de acolo. Cred că din astea, în mare parte, scoți mai mult, că se rulează mai repede decât, nu știu, să zicem, un rubin mitic pe care costă mai mult. A fost destul de productiv, cred că și pe videoclipul ăsta am scos mai bine de 100 de ONI. Din nou, am avut o zi în care nu prea am făcut mare lucru și trebuie să mă bag să umplu shop-ul. Am făcut chestia asta, am dat pe toate itemele astea de aici, am dat undeva la 6 ONI jumate. Mi-a dat băiatul 5 banderole ca a vrut el. Și am mai luat bișarfa asta, am luat-o un 9 ONI, că m-a rugat un prieten să-i dau și a zis, bă, vinde-o cu cât vrei tu, păstrează tu banii, în rest n-am mai făcut nimic în ultimele zile, trebuie să mă bag să umplem din nou shop-ul, că am destrâns. Urmează un proiect mare despre care o să vă povestesc în curând și e nevoie de investiție mare de ONI. Și ce să zic, cam atât cu episodul ăsta de bișniță, sper să vă placă pentru că o să încerc să fac câte unul pe săptămână, cam de atâta strâng content, de un videoclip pe săptămână, cam tot ce fac. Ajunge de un videoclip pe săptămână și cred că e de ajuns, că nu vreau să-mi umplu canalul full de bișniță. Am văzut că vă place și dacă vă place, de ce nu? Deși v-am zis, nu mi se pare o mare inginerie, îmi place să fac, dar na. Adică știu că sunt nevoit, adică nu e ca și cum aș avea altă modalitate pe moment de a face ONI. Și ce să vă zic, vă mulțumesc din nou pentru susținerea voastră. Dacă facem și la videoclipul ăsta același număr de like-uri ca la ultimele 200 și mai tari. Chiar a fost top. La penultimul videoclip am făcut peste 150 și la asta ne apropiem tot așa super tare de 150. Deci și la asta ar fi top, măcar, nu știu, peste 120. Genial. Și ne auzim probabil pe weekend cu un nou videoclip sau cu un live. Vedem. Până atunci vă doresc multă baftă.